Deci, încă o dată, ce sărbătorim noi în 6 și 7 octombrie? Referendumul pentru definirea familiei. Da, dragele mele, atunci a început totul. Printr-o mobilizare exemplară, părinții voștri au reușit să se întoarcă la valorile tradiționale. Totul la îndemnul partidului și al conducătorilor. Îndrăznește să crezi, îndrăznește să crezi, îndrăznește să crezi, îndrăznește să crezi. Să nu uitați că lor le datorați totul, pentru că voi sunteți copiii referendumului.